Deci eu asta vă spun, primii, ca, trebuie să fim corecți, primii 4 ani la Dinamo, senzațional, adică condiții, dormeau la ring, hotel în Otopeni, okay. Alimentație bună, organizare bună. După cei 4 ani, am început să dăm înapoi. I-am mutat la Săftica? Da. Mai aveam mai aproape de Ploiești decât de București? Da. Dar acolo e baza clubului totuși. Acolo e baza clubului. Le-a luat transportul? Da. Păi cum să mai vii la antrenament? Și copiii cu ce veneau la antrenament? Cu maxi-taxi. Făceau cu mâna să ia cineva pe acolo. Și săreau balustrada aia de beton. M-a sunat poliția de vreo 2-3 ori că eu eram reprezentantul lor. Wow. Și mi-a spus că era să-i calce mașina. Și copiii au zis că sunt de la Dinamo și... Deci stați puțin, că asta mi se pare... Deci ei fiind minori, nu? Erau minori. Ei fiind minori. Deci dumneavoastră era responsabil pentru soarta acestor minori. Clar. Și poliția v-a sunat să vă spună... M-a sunat și mi-a spus că era să fie un accident pe DN1. Da. Cu 3 copii îmbrăcați în treningurile lui Dinamo. Doamne Dumnezeu. M-au sunat și copiii, mi-au confirmat. Dania, Gabi, dar n-avem ce să facem, că n-avem transport și cum să venim la antrenament. Plecau dimineața la 7, că se duceau la școală. Da. După școală rămâneau 3 ore prin oraș sau 4, că trebuia să vină la Granitul. Da. Și ajungeau seara la 10, la bază, la Săftica. Ok. A doua zi de la capăt, dar numai că ajungeau și nu mai aveau ce să mănânce.